Orașul Peci, aflat la 200 de kilometri de granița României, este atestat documentar încă din antichitate. Necropola romană creștină de aici, datând din primele secole după Hristos, este sit UNESCO și tot în zona a fost înființată și prima universitate din Ungaria, tocmai în secolul al XIV-lea. Autoritățile locale au un program constant de promovare a regiunii și mizează mai ales pe turiști în căutare de altceva decât atracțiile europene clasice. Funcționează. Orașul a început să nu mai fie unul doar de tranzit în circuitele autocarelor, iar chinezii încep să vrea să rămână măcar o noapte. We were talking with the hotel partners. They experience also the growing number of Chinese visitors. They are staying overnight. Creșterea este uriașă, de 4 ori mai mulți turiști chinezi în acest an decât anul trecut. Motivul principal, eliminarea restricțiilor dure din pandemie. So luckily they are here again and they like our culture, they like our history. Orașul, unde există și o minoritate românească, înflorește datorită turismului. Chinezilor le place nu doar istoria, ci și vinul și mâncărurile de aici, iar firmele locale știu să ofere servicii de calitate și să facă bani din asta.